Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi, alături de noi, ca invitat, este domnul profesor Teodoru Ghiondea și vom vorbi despre Marea Triadă, Omul, Fiul Cerului și al Pământului, de René Guénot, o carte publicată în colecția Logos a editurii Herald. Domnule profesor, în cadrul operelor ghenoniene, ce loc ocupă hermeneutica simbolurilor? Este ea reprezentată doar de cele câteva cărți, cum ar fi, de exemplu, cea carte despre care vorbim astăzi, Marea Triadă, sau simbolurile fundamentale ale științei sacre? Sau este ea prezentă în mai toate cărțile lui René Guénot? Cu siguranță că problema simbolismului este abordată aproape în toate cărțile lui și asta dintr-un motiv extrem de simplu, și anume, așa cum el o spune, încă de la început, singura modalitate în care se poate transmite o cunoaștere autentică, adică o cunoaștere metafizică, este pe cale simbolică, prin simbol. De ce? Pentru că realitatea, în toată consistența ei, este imposibil de exprimat. Rămâne, cum spune el, o parte de inexprimabil, pentru că, așa cum este și firesc, este vorba de cunoașterea până la urma înțelepciunii lui Dumnezeu și el nu poate fi cuprins. Și înțelepciunea lui nu poate fi cuprinsă. Direcțiile mari ale operei ghenoniene, despre care noi am mai vorbit, nu? Sunt în general cele patru. Una este expunerea perspectivei metafizice, alta este constituirea din studii despre simbolism și cartea noastră, cartea despre care vorbim astăzi, Marea Triadă, face parte din această categorie, ca să spun așa, pentru că chiar de la început, din prefață, el ne anunță că se referă mai degrabă la simbolismul extrem-oriental. Și alte două direcții sunt studiile despre inițiere și critica lumii moderne. Prin critica lumii moderne, înțelegând analiza pe care o face și soluțiile pe care le propune, sau soluția pe care o propune, evident. Sigur că hermeneutica simbolică e cam în toată opera lui Guénot, pentru că întreaga opera lui Guénot se referă la această cunoaștere a tradiției primordiale. Tradiția primordială nu este altceva decât manifestarea înțelepciunii lui Dumnezeu. Prin urmare, peste tot avem simboluri de cele mai, sigur, diferite naturi, că sunt sub formă grafică, sonoră și așa mai departe. Ele sunt simboluri. Să ne aducem aminte de o formulare impecabilă a lui Goethe, care știm că avea foarte multe cunoștințe în domeniu, da? Și care spunea că tot ceea ce este trecător este simbol. Un lucru pe care îl găsim surprinzător pentru noi ca europeni, îl găsim în Coran, nu? Unde ni se spune că totul, absolut totul, este limba lui Dumnezeu, este limba lui Allah, care vorbește omului, îi spune omului, comunică, îl învață pe om și el poate să dobândească această cunoaștere totală a ceea ce trăiește, a ceea ce este, din ceea ce se află în jurul lui și în interiorul lui. Și atunci sigur că totul este un simbol, în sensul că totul leagă o realitate de un mod de manifestare. Simbolul, așa cum spune și Guénot, ce știm din etimologie, este ceea ce unește. Ceea ce unește, ceea ce este simbolizat de o realitate palpabilă pentru noi. Antonimul lui simbolon, foarte interesant, este diabolon, cel care desparte. Și vedem acum de ce este numit personajul pe care îl știm ca fiind adversarul, dușmanul nostru din veac, cum se spune, de ce se numește diavol? Pentru că este cel care ne desparte. Ne desparte de Dumnezeu în primul rând. Bun. Acum, Marea Triadă este una dintre ultimele cărți, dacă nu chiar ultima, apărută în 1946.
spune multe lucrul ăsta și o să vedem de ce a și scris-o. Vedeți, el care, acum toată lumea știe, bineînțeles, toți cititorii știu că el a avut o anumită funcție încadrată în tasauf, în sufism. Adică a fost modul în care el și-a desăvârșit posibilitățile interioare ca persoană, dar a îndeplinit și o funcție. Și această funcție, această misiune a lui a fost tocmai de a vorbi Occidentului despre ceea ce a pierdut, despre ceea ce s-a risipit, despre ceea ce s-a uitat. Și atunci recurge de foarte multe ori la simbolurile care ne sunt cele mai apropiate. De exemplu, amintește de Charbonneau Lassay, care a scris câteva lucrări absolut extraordinare despre simbolismul creștin, despre tot ceea ce se află, ce găsim în catedrale, biserici și așa mai departe, nu? Despre acel bestiar al lui Crist, animale legate cumva de Domnul Iisus. Deci este foarte amplu acest simbolism la care el se referă și până la urmă acoperă tot. De ce? Pentru că simbolismul până la urmă și cartea lui, Marea Triadă, este în fond un simbol al întregii realități cosmice. Marea Triadă, ca ceea ce este ea, nu mă refer neapărat la titlu, ci la ceea ce semnifică titlu. Așa cum a spus și dumneavoastră, e vorba de o triadă care a fost confundată de multe ori cu Sfânta Treime, lucruri foarte diferite. Nu orice triadă este o treime, nu orice triadă este Trimurti, de exemplu, din tradiția hindusă, cu cei trei zei importanți, Brahma, Vishnu, Shiva. Este această triadă, cer, pământ, om. Ne referim la tradiția extrem-orientală, la tradiția chineză, pentru că este o carte închinată tradiției chineze, ca să spunem așa, prin aspectele simbolice ale tradiției chinezești. Cer, pământ, om este, de fapt, un simbol al întregii realități cosmice, deci a universului din perspectiva antropologică. Pentru asta găsim diseminată această hermeneutică a lui Guénon în toate cărțile sale. Și spuneam că aceste simboluri se prezintă sub diferite forme. O realitate spirituală poate să aibă un suport foarte diferit. Poate să fie o carte, poate să fie o simplă filă, poate să fie o foaie de hârtie nescrisă, poate să fie un sunet, poate să fie o melodie, un ritm și așa mai departe. Sigur, obiectele din jurul nostru, ele sunt foarte importante pentru gândire. Pentru că cine practică meditația știe că are nevoie de o formă, de o formă pe care, în care să concentreze țelul, scopul practicii spirituale pe care, sigur, o dezvoltă, o susține, o dezvoltă de-a lungul întregii sale vieți. Prin urmare, este o carte care este importantă din multe puncte de vedere, unul pentru simboluri, pentru că o să vedem că sunt simboluri foarte mari și contribuția la stabilirea noțiunilor fundamentale de consistență metafizică este absolut remarcabilă. O să vedem imediat că marile categorii, să spun așa, cu care se discută, sau noțiunile, nu, fundamentul noțional este extrem, extrem de legat de doctrina metafizică sau de perspectiva metafizică. Nu. Ce este Marea Triadă până la urmă? Ne spune domnul Guénon, ne spune René Guénon foarte simplu, Marea Triadă, în tradiția chineză, se referă, el pornind discuția de la o societate care se numea Marea Triadă, o societate secretă. Și de aici ajunge ce înseamnă Marea Triadă. Acești trei termeni, Tien-Ti-Gen, care înseamnă cer, pământ, om, constituie, cum spuneam, un simbol total al realității cosmice. Îl cunoaștem din mitologia veche. Celus pater, terra mater. Cerul tată, pământul mamă. Cunoaștem în toate tradițiile. Mircea Eliade,
și-a structurat opera sa fundamentală de istoria comparată a religiilor pe această realitate pe care o cunoștea de la René Guénon, el fiind unul din corespondenții lui René Guénon în perioada în care anii 30, vă aduc aminte, de fapt începe să citească din anii 20 René Guénon și se întâlnește și cu Vasile Lovinescu și cu încă alții, Petru Dumitriu, sigur, sunt Mihail Vâlsan, părintele Avramescu, Marcel Avramescu, la vremea respectivă fiind un interesant poet simbolist. Prin urmare, el face o aplicație în Tratatul de istoria religiilor tocmai a acestui mod simbolic, autentic și total în care poate fi considerată orice tradiție. Asta este, până la urmă, ca să spun așa, asta este ideea principală sau metoda prin care poți pătrunde. Adică peste tot, de cum am vorbit noi din aur de cei trei termeni, ai mari triade, peste tot vei găsi un cer, tată, un pământ, mamă și omul care este rezultatul acestora. Noi am mai vorbit că există și în tradiția, se numește filozofică, eu nu pot să o numesc filozofică pentru că pitagorismul și Pitagora înseamnă altceva pentru mine. Și numai pentru mine, și pentru alții. Tot ce se numește în deopște oficial filozofie presocratică, din punctul meu de vedere, nu este vorba de filozofie, este vorba de sofia, nu de filosofia. Pitagora, prin ceea ce am învățat la școală, teorema lui Pitagora, da, este foarte legată, și o amintește și René Guénon, este foarte legată de această mare triadă. Pentru că este exact, chiar și ordinea se păstrează. Este exact ceea ce spuneam adineauri. Știm că pătratul, suma pătratelor ipotenuzelor este egal, catetelor este egal cu pătratul ipotenuzei. Prin urmare, 3 plus 4 plus 5, intrăm în așa zisă numerologie, 3 plus 4 plus 5, da? Până la urmă este 3 la pătrat plus 4 la pătrat, egal cu 5 la pătrat. 3 reprezintă cerul. Este triada fundamentală, 3, de aici ajungem la cer și așa mai departe și știm, până și Platon ne spune, că forma perfectă este întotdeauna sferică, sau este rotundă, este cercul, forma perfectă. De ce este forma perfectă? Pentru că el nu se termină. Pentru că el are capacitatea de a imita grafic infinitatea principiului. 4 este pământul. Și știm că este reprezentat de cele 4 puncte cardinale, cele 4 anotimpuri și așa mai departe. Stabilitate, cubul. 5 este omul. Și avem și imaginea omului din perioada renașterii, dacă vă mai aduceți aminte, că el era prezent sau prezentat într-un pentagon, cu mâinile îndepărtate, picioarele îndepărtate, capul. Erau cele 5 extremități. Deci 3 plus... Omul vitruvian al lui Leonardo da Vinci, parcă. Sigur că da, sigur că da. Prin urmare, dar mai este o întrebare. De ce la pătrat? Pentru că e vorba de manifestare. Nu e vorba de o lume înghețată. Nu este vorba de o realitate care nu se mișcă, care nu are niciun fel de hai să zicem, metabolism cosmic în el. Ci este vorba de o realitate în plină mișcare. E vorba de manifestare universală. Și aceasta este reprezentată în această operație, da, de ridicare la pătrat. Nu? Adică el se mișcă prin sine. El capătă putere în sine și prin această relație. Acum, el dă exemplu de foarte multe triade, Guénon. Sigur, există, de exemplu, în capitolul 9, Fiul Cerului și al Pământului, avem toți trei, Spiritus Anima Corpus, Sulful, Mercurul și Sarea la nivel alchimic, Deus Homo Natura. Vedeți, dar sunt diferite aspecte ale triadei. Adică nu toate. O triadă clasică este cea formată din două elemente din care rezultă un al treilea. Să nu uităm că cele două elemente sunt într-o relație de complementaritate, dar și de recesivitate. Nu poate exista din perspectivă metafizică și dintr-o perspectivă spirituală autentică. Nu poate exista o dualitate în care cei doi termeni sunt perfect egali.
Există o preeminență a unuia dintre ei. De ce? Pentru că unitatea primează întotdeauna. Aceasta este diferența fundamentală. Și monismul vorbește despre așa ceva. Dar din perspectivă metafizică, acest unul care primează merge mai departe și vorbim de transunitate, așa cum este Advaita în hinduism. Și aici avem, în tradiția chineză, avem așa ceva, să știți. De exemplu, vorbim pe de-o parte de unitatea transcendentă, care se numește Tai Chi, și vorbim de marea unitate, care este Tao cu un nume. Ne aducem aminte de Tao Te Ching, când se spune că Tao care poate fi numit nu este adevăratul Tao. Iată, e vorba de transunitate. Nu este vorba de o realitate care este închisă, limitată în forma ei existențială. Nu este vorba de așa ceva. Este vorba de ceva care depășește orice capacitatea noastră sau disponibilitatea noastră de a închega și de a încheia într-o limită. Pentru că orice exprimare a noastră limitează. Însuși cuvântul infinit, faptul că noi îl rostim, îi dăm o dimensiune. Ori el este prin excelență fără dimensiune. Prin urmare, trebuie de aceea și denumirea pe care o găsește René Guénon și despre care insistă în corespondență, când vorbește despre Advaita, în românește am traduce o nedoime. Ai spune bine, dar poți să spui foarte simplu unitate, nu ca să nu se confunde. Pentru asta îi se spune nedoime. Adică el nu este o dualitate, dar o unitate. Trebuie să fii atent cum o înțelegi, că nu este vorba de unul matematic, de o unitate în sens matematic, ci este vorba de o realitate care depășește orice fel de limită și care cuprinde totul, ceea ce tu nici nu-ți poți imagina. Excelența operei lui Guénon, aș spune eu că provine în primul rând de la acest concept de non-manifestat și de a tot posibilitate. Vedeți, misiunea lui este impecabil demonstrat în această carte, în care studiază simbolurile tradiției chinezești, a făcut-o și în cazul hinduismului. Sunt două tradiții pe care până la urmă le prezintă, una direct sub aspect doctrinar, hinduismul, una sub aspectul simbolurilor, care este tradiția extrem-orientală sau tradiția chineză. Interesant că ne-a scris despre islam, pe care l-a practicat, despre sufism. Tocmai asta ne arată că misiunea lui era una mult mai amplă și care nu-l privea pe el personal, ci privea o funcțiune care, în care a fost, ca să spun așa, numit, a fost distribuit pentru așa ceva. Și s-a găsit, într-adevăr, omul care să poată reda într-un limbaj, într-o limbă europeană de circulație, la vremea respectivă, era de mai mare circulație decât astăzi, să redea în termeni obișnuiți, în cuvinte pe care noi le folosim zilnic. Posibilitatea, tot posibilitate, manifestare, nu manifestare. Sigur, la prima vedere, sigur, sunt cuvinte pe care și noi le folosim. Orice cărtura le folosește, orice om care are legătură cu cartea le folosește cuvintele astea. Numai că aici trebuie să le înțelegem într-un anume fel. Vedeți? Asta este. Pentru asta, Marea Triadă este o excelentă școală de a înțelege lucrurile și de a-ți înțelege vocabularul pe care îl folosești în acest sens strict metafizic. Spuneam că sunt foarte multe concepte. Mai există conceptul de non-acțiune, wu-wei. Ce înseamnă non-acțiune? Asta se leagă oarecum de aceea nedoime. Acest wu-wei vrea să ne spună că principiul absolut nu acționează printr-o intervenție directă, ci prin simpla prezență. Și lucrul ăsta ni-l explicase Guénon în Omul și devenirea lui după Vedanta, unde purușa, principiul ca aspect masculin, acționează asupra aspectului feminin prakriti prin simpla lui prezență, nu printr-o acțiune directă. Nu?
apare conceptul uchi, zero metafizic. Și aici, iarăși, sunt mari probleme lingvistice. Când spunem inexistență, ne referim la ceva care nu există încă sau care nu există deloc. Sau nu poate exista. Vedeți, sunt foarte multe nuanțe. El atrage atenția în mai multe rânduri că atunci când vorbim despre vid, nu este tot una cu neantul. Și că neantul, de fapt, nici n-ar trebui să-l folosim. Pentru că noi suntem în ființă, ființăm, și neant înseamnă lipsă de ființă. Deci n-am cum să vorbesc de ceva care nu mai este și eu nu-l văd, că este neant. Că asta înseamnă că nu e prins în ființă. Și în sensul ăsta se folosește, se referă la faptul că n-ar trebui să folosim cuvântul neant. Iar vidul este plinul care a ajuns la limita imperceptibilului, ca să spun așa, a incapacității mele de a mai cuprinde cu mintea și de a mai putea reprezenta acest prea plin, să-i spun. Adică dincolo de ceea ce pot înțelege. Și atunci, știți, limitele se la un moment dat se ating, începutul cu sfârșitul. Și atunci, sigur că ajuns la limită, apare sub cealaltă formă, sub formă contrară. Mai sunt, sigur, foarte multe. Este încă două noțiuni foarte importante. Aici avem avem yin-yang-ul, da? Cele două aspecte, unul masculin, yang, unul feminin, yin, care reprezintă până la urmă principiile naturii duale a creației. Și spune Tao Te Ching, că unul îl creează pe doi, doi pe trei și trei creează cele 10.000 de ființe, care sigur că este un număr simbolic și care vrea să înseamnă indefinit și nu infinit. Pentru că știm sigur acum ce înseamnă indefinit, ce înseamnă infinit, nu mai facem confuzie între ele. Prin urmare, există acest aspect masculin, care este yang, și care el în sine este ca un principiu. Și dacă este un principiu de care creează manifestare și diversitate de manifestare, face trecerea de la unul la multiplu, într-un limbaj filozofic, să zic așa, nu? El are și o perfecțiune. Ori el trebuie să iasă din această perfecțiune. Perfecțiunea aceasta a lui Yang se numește Qin. Iar o perfecțiune pasivă, cu aspectul feminin, se numește Quan. Cele două sunt reprezentate întotdeauna prin trigrame, pe care le găsim în I Ching, în Cartea Transformărilor. Se mai vorbește de Mingtang, de Templul Luminii, care este până la urmă paratul împăratului. Împăratul Wang, împăratul chinez, este fiul cerului în sensul că el este reprezentantul direct, este reflexul, este oglindirea principiului în manifestarea universală la nivelul umanității. Și cu o carte iarăși importantă, nu a lui René Guénon, ci al unui alt mare sinolog, și anume Marcel Granet, o carte celebră de altfel, La Pensée Chinoise, gândirea chineză, este o carte foarte importantă pentru date. Interpretările nu sunt în general sociologice, după formația celui care a scris-o. Dar este o carte plină de informații, extrem de bogată din punctul acesta de vedere, pe care încearcă mai târziu un alt sinolog, Kaltenbrunner, încearcă să le explice. Dar oricum, lucrurile pe care le citim în Marea Triadă le putem aplica foarte bine recitind, dacă am citit-o, gândirea chinezească a lui Marcel Granet, pentru că le înțelegem într-o altă perspectivă. Și asta este foarte important. Este o carte, Marea Triadă este o carte foarte legată. Adică îți creează o perspectivă extrem de bine și de solid închegată, în care îți poți explica foarte multe lucruri. Și am să dau câteva exemple. Problema destinului. O problemă extrem de importantă, mai ales pentru omul modern. Omul vechi, omul tradițional, avea o concepție foarte clară despre destin. Știa de unde până unde voința lui
este ceea ce trebuie să fie. Și aici René Guénon, legat de destinul omului, este interesant că face referire la un scriitor foarte important de secolul XIX, vorba de Fabre d'Olive, care a scris o carte foarte, foarte interesantă, și anume Limba ebraică restituită, și în care dă, poate cea mai bună, din câte am văzut eu cel puțin, cea mai bună traducere a Genezei din Vechiul Testament. Nu? Bun. Acest Fabre d'Olive are o carte care se numește Filozofia genului uman, în care explică acest raport între providență, voința omului și destin. Vedeți? Deci este o temă, aș spune, și sunt patru capitole care se referă până la urmă la această problemă a destinului. Iarăși, un lucru foarte important prin care devine foarte importantă această carte, Marea Triadă, pornind de la ființa și mediul, în capitolul 31 urcă, la capitolul 21 vorbește despre providență, voință și destin. Mai târziu, în capitolul 22, despre triplu timp, trecut, prezent și viitor, și în fine, în capitolul 24, vorbește despre același subiect din perspectivă budistă, prin Triratna. Acum, ce spune el despre providență, voință și destin? Că voința omului, care ține de ceea ce numim noi libertate, voința omului trebuie să se plieze pe acțiunea cerului, adică să se plieze pe consistența operațională a principiului. Dacă voința ta devine una cu voința lui Dumnezeu, problema destinului nu se mai pune, pentru că există această identitate și atunci totul merge în ordinea firească a lucrurilor. Atâta vreme cât voința își arogă o libertate pe care de altfel nu o are, este una iluzorie, dar forțează, ca să spun așa, forțează datul imediat, atunci el poate să intre în contradicție cu providența și destinul îl apasă și poate îl și zdrobește până la urmă. Deci, este un lucru extrem de important pentru omul modern, pentru că se tot discută și vedeți că era necesar să se discute despre problema asta a relației între destin și libertate. Pentru că până la urmă, toată viața noastră este sub cheia acestei dileme. Sunt liber sau este totul scris de la început? Este o chestiune de cum înțelegi lucrurile. Nu se pot schimba lucrurile. Problema este simplu cum o înțelegi. Știți că într-un citat, într-o maximă, dacă nu mă înșel, Sfântul Ioan Gură de Aur, sper să nu mă înșel, spunea că cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a oferit omului este libertatea. Da. Da. Asta, apropo de liberul arbitru și de faptul că nu sunt impuse anumite lucruri. Da. Știți, totul până la urmă, aș spune eu că vine la o problemă mult discutată în secolul IX, sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX. Adică atunci când filozofia a căpătat un accent, aș spune eu, aproape exclusiv psihologic. Și aici mă refer la, ca să spun așa, la inițiatorul unei asemenea direcții în filozofie, și anume Schopenhauer. Vedeți, dacă el începe lumea ca voință și reprezentare printr-o afirmație, aș spune eu, surprinzătoare, în același timp contrariantă, dar oricum care dă foarte mult de gândit. Lumea este reprezentarea mea. E un lucru pe care îl poți înțelege în foarte multe feluri. De la cele mai, aș spune eu, păguboase pentru noi, până la cele mai înalte și chiar unele, aș spune, impersonale. Poate surprinde, dar așa este. Dacă lumea este reprezentarea mea, înseamnă că eu deja nu mai sunt o persoană.
eu sunt tot una cu principiu. Sau merg până la ideea că totul este o iluzie. Vorba lui Eminescu, nu? Și ochiul te minte, nu? Și știți versul respectiv? Atunci dacă totul mă minte, înseamnă că soluția este ca cea din sermanul Dionist, în primele rânduri, când face referire de altfel, fără să-l numească, la, tocmai la lumea ca voință și reprezentare. Și chiar la Kant, puțin mai târziu. Problema este cum înțelegi libertatea. Și aici este o problemă foarte importantă. Pentru aceasta, el reia, de fapt, la sfârșitul carierei lui, în 1946, mai avea de 3-5 ani, strânge la un loc tot ceea ce spusese risipit, diseminat în întreaga operă, despre tradiția chineză. Pentru că el a mai scris despre tradiția chineză, dar parțial, lucruri punctate, știți? De, în ceea ce privește Marea Triadă, el o amintește și o tratează într-un fel. Este vorba de capitolul 28 din simbolismul crucii. Dar acolo sigur că are o notă specifică. Ori el, pornind de la această discuție care s-a făcut despre acea societate secretă, Marea Triadă, ca să, într-un limbaj mai simplu și mai profan, îi se ridică mingea la fileu, ca să zic așa, ca să lămurească niște lucruri fundamentale de doctrină. Prin asta este excepțională hermeneutica simbolului la genom. Pentru că el vine întotdeauna să lege toate aceste simboluri diseminate, mă rog, înțelese parțial sau total, e mai puțin important, în această concepție unică. Asta este important la el. Și de asta spuneam că sunt foarte multe lucruri care se leagă de practica spirituală direct. Vă amintesc două elemente care pot fi înțelese în situația în care ai înțeles foarte bine ce înseamnă Marele Mistere și Micile Mistere din spiritualitatea antică. Și anume, este vorba de omul perfect, Chen-Gen, care este omul ce a și-a dezvoltat toate posibilitățile interioare și atunci el ajunge om perfect, în sensul că este un om care și-a împlinit cu totul posibilitățile pe care le avea, nu? Disponibilitățile interioare, și omul transcendent, sau Chen-Gen, cel care reușește, dacă vreți, în tradiții similar ce găsim în hinduism, moksha, identitatea supremă în islam și așa mai departe. Adică a trecut dincolo de. Picătura s-a vărsat în ocean și oceanul și picătura s-a transformat ea într-un ocean. Știți? Astăzi, în limbajul lui Rumi, de exemplu. Este important să înțelegem aceste două lucruri. Mai târziu avem o problemă ca să înțelegem de ce omul universal, care este un om transcendent, de ce este numit omul perfect în islam? Există o explicație. Al-Insan al-Kamil. Pentru că perfecțiunea nu este posibilă pentru om. Și omul care a ajuns perfect, el deja nu mai are legătură cu umanitatea în sensul strict al cuvântului. Nu. Mai sunt multe teme. Tema genezei. Dar nu ne mai permite timpul. Da. Sunt foarte, foarte multe aspecte foarte importante și care de asta spun se leagă direct de doctrina metafizică. În final, ca o concluzie, aș spune că Marea Triadă este o excelentă carte ca să putem înțelege în aspectul ei complet, global, perspectiva metafizică, având acces prin simboluri, ceea ce ușurează, înlesnește o asemenea înțelegere. Ăsta este, din punctul meu de vedere, principalul beneficiu, aș spune, și privilegiu până la urmă, da, care l-ai parcurgând această carte excelentă a lui René Guénon. Dragii noștri, a fost alături de noi domnul profesor Teodorul Ghiondea și am vorbit despre Marea Triadă.